Salutare! Bine ați venit la T-România! Eu sunt Alex și astăzi vom vorbi despre moartea unei serii de jocuri ce mi-a făcut copilăria mult mai faină. Și anume vom vorbi despre seria Prince of Persia. I can stop this! Stay back! Ca să înțelegeți ce a făcut această franciză să fie de succes și ce a făcut-o să decadă așa de mult în ultimii 10 ani, trebuie să înțelegem un pic istoria acestui joc. Prince of Persia este un joc creat de către Jordan Mecker. Este construit în jurul unei serii de action-adventure axate pe diverse încarnări ale prințului situat într-un Iran antic și medieval. Primele două jocuri din serie, Prince of Persia și Prince of Persia 2, Shadow of the Flame, au fost publicate de către Brotherbound și Prince of Persia 3D, fiind prima versiune 3D, a fost dezvoltat de către Red Orb Entertainment și publicat de către Learning Company pentru PC și dezvoltat de Avalanche Studio. Deși Prince of Persia 3D a fost prima încercare a jocului în format 3D, acesta nu a avut un succes nemai văzut, lăsând jocul câțiva ani să stea într-o stare de hibernare. Ani mai târziu, cei de la Ubisoft au văzut potențialul în această serie și au cumpărat drepturile pentru a dezvolta o nouă serie. Mechner, care deținea proprietatea intelectuală a seriei Prince of Persia, a fost adus să lucreze cu Ubisoft la repornirea franciziei, intitulată Prince of Persia Sands of Time. Deși inițial era precaut după eșecul Prince of Persia 3D, echipa cu care a lucrat și la Splinter Cell, Thomas Clay. Scopul lor era să reinventeze prințul din Persia și să-i dea o nouă viață, fiind mult mai imersiv, cu mult mai multe mișcări de parkour implementate în joc. Sands of Time a fost un succes nemai văzut, iar Mecker nu a participat din păcate la producția următorului joc, Warrior Within, și acesta a comentat că atmosfera din joc este prea întunecată și nivelul sporit de violență nu este caracteristic acestei serii. Schimbările respective au provocat de asemenea reacții mixte din partea criticilor, dar vânzările au fost la fel de puternice și un al treilea joc, intitulat The Two Towers, a intrat în producție. Pentru jocul The Two Towers, dezvoltatorii și artiștii au încercat să găsească un echilibru între tonurile ușoare, asemănătoare jocului The Sands of Time și chestia greedy din The Warrior Within, reușind să scoată din nou un joc bun, arătând și o parte întunecată a prințului. Din anul 2007 până în anul 2010, seria Prince of Persia a avut un succes nemai văzut, Mecker publicând chiar un roman, iar seria fiind adaptată într-un film publicat de către Disney. Din păcate, în aceeași perioadă, o nouă franciză avea să apară, și anume seria Assassin's Creed, publicată de același dezvoltator Ubisoft. Când primul titlu Assassin's Creed a apărut în anul 2007, acesta a vândut mult mai mult decât a vândut orice joc din întreaga serie Prince of Persia. Și Ubisoft a observat acest lucru, lansând ani mai târziu nenumărate titluri din seria Assassin's Creed. Chiar dacă ultimul titlu a fost publicat în anul 2010, cei de la Ubisoft aveau să lanseze un nou joc Prince of Persia, numit Prince of Persia Redemption, dar din păcate acest joc nu a mai văzut lumina zilei. Ca un fan a acestei serii și ca un jucător de Prince of Persia, de-a lungul anilor această serie chiar a dezvoltat și a influențat foarte mult industria gamingului și faptul că un joc, deși similar, dar în principiu foarte diferit, au omorât această serie, mă întristează, fiindcă cei de la Ubisoft chiar trebuie să-i acorde o nouă șansă. În anul 2021 vom avea un remake, dar nu pare promițător, iar cei de la Ubisoft au pus un studio din India să facă un remake a jocului Prince of Persia The Sands of Time. Vom vedea dacă Ubisoft va lansa un nou titlu sau dacă această serie va rămâne moartă odată pentru totdeauna. Chiar dacă în ultimii ani am mai primit câte un joc pentru mobil din seria Prince of Persia, nimic nu poate compara această experiență decât un joc Prince of Persia pentru PC sau pentru console. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați subscribe, like, share, apreciez foarte mult feedback-ul vostru și mulțumesc celor care sunt deja abonați. Până data viitoare, eu sunt Alex și v-am salutat! Mm.